Am pacienți cu ciroză hepatică care beau cisterne și îi întreb, aveți o problemă cu alcoolul? Nu. Beau ocazional. Prima problemă este că nu conștientizăm că avem o adicție. Alcoolul în sine este un toxic și asta am spus întotdeauna. Radu Țincu, doctor în științe medicale, șeful secției de anestezie, terapie intensivă și toxicologie clinică de la Spitalul Clinic de Urgență Florească din București. E un paradox. Vorbesc cu foarte mulți tineri care sunt dependenți și vin la spital și îmi spun: Noi vrem să fim liberi. N-ai cum să fii liber dacă ești dependent de ceva. Ba, lasă-mă un par cu vin în fiecare zi, ok. Eu știam semnele astea pentru că că meu a murit din cauza alcoolului. El a consumat extraordinar de mult. Dacă îi întreb dacă beau mult, este o întrebare eronată. Adicția e o boală. Adicția este o boală. Noi credeam că e o problema lui de voință. Simte o, o atracție imposibil de oprit către substanța respectivă. În orice fel de film, medicii merg, după ce termină tura să bage alcool în ei ca la balamuc corect și la anatomia lui Grey și la după serviciu să duc unii să, să, facă rangă. Am trăit am fost acum câțiva ani de zile la un congres în Copenhaga și sâmbătă seara erau căzuți pe jos. Da. Și a doua zi, duminică, am ieșit în oraș, nu mai era nimeni. Și am întrebat pe barman, dar de ce astăzi? Unde sunt? Și a zis, nu, că ei se îmbată doar sâmbătă seara pentru că duminica se recuperează. Mi-am dat <sus> seama că ajungeam acasă și eram... Mă undeva și numai așa făceam, eram... Uh, t -at -t -at. da, 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 nu, Uh, agi foarte, foarte agitat și ziceam, bă, nu mi-am dat seama prima dată ce am. Bezi dimineața? Se vorbește prea puțin despre dependențe în România. În plus, cei mai mulți dintre oameni nu recunosc o dependență atunci când se întâlnesc. Cu ea. Și foarte, foarte puțini sunt cei care acceptă, care sunt dispuși să accepte că suferă de o dependență. Eu am trăit toată copilăria cu un dependent de alcool, tata, pe care noi, copiii, mama, rudele și prietenii, L-am învinovățit permanent de lipsă de voință, pentru că nu renunța la băutură. Târziu am învățat, inclusiv pe propria piele, că tata avea o boală care necesita tratament. Un alt tip de tratament decât cel pe care l-a primit atunci de mai multe ori. Fără rezultate, din păcate. Astăzi, dependența de alcool este una dintre marile probleme ale României. Cu toate astea, statul face foarte puțin spre deloc în zona de prevenție, preferând să concentreze toate resursele în zona de tratament pentru cei aflați în situații extreme. Statul este incapabil să gândească pe termen lung. Statul este incapabil să înțeleagă că o investiție masivă în zona de prevenție este soluția. Statul vede zona de prevenție ca pe o cheltuială. E, vă propun astăzi un dialog despre dependențe în general și despre dependența de alcool în special cu doctorul Radu cu unul dintre specialiștii care vorbesc des public despre aceste subiecte. Ca unul care a reușit să renunțe total la alcool, documentându-mă și aflând efectele pe care această substanță le are pe termen mediu și lung asupra sănătății, asupra bunei funcționări a creierului, asupra confortului vieții în a doua parte a ei, Cred că oamenii trebuie să ia decizii în cunoștință de cauză. Dacă vreți să aflați cum s-a manifestat la mine dependența de alcool, cum s-a manifestat la mine dependența de pariuri, da, am avut de toate, dar mai ales dacă vreți să fiți informați cu adevărat în legătură cu efectele devastatoare ale consumului de alcool asupra sănătății, atunci acest material. Este pentru voi. Bun venit pe la noi. Bine v-am regăsit. Uh, noi am pornit în cadrul proiectului nostru mare, Starea Nației, mai multe subproiecte, Starea Sănătății, avem un proiect pe sport, Protestul Etapei se numește, și avem demarate mai multe campanii împotriva dependențelor împotriva dependenței de pariuri, împotriva dependenței de substanțe, alcool, țigări. Și ce mă uimește pe mine este că foarte puțin vorbim în societate despre lucrurile astea la modul la care ar trebui să vorbim, adică de la școală, apoi făcând școală inclusiv cu adulții. Creștem într-o societate în care, de pildă, consumul de alcool, pe care aș vrea să ne axăm dialogul de, de astăzi, consumul de alcool e o chestie specifică adulților și foarte ok. În orice fel de film, cineva își pune la un moment dat ceva de băut într-un pahar și bea de obicei tărie. Uh -huh. În orice fel de film, medicii merg după ce termină tura să bage alcool în ei ca la balamuc, corect? Așa, peste tot, adică nu te... Chiar am urmărit treaba asta uh -huh. și la anatomia lui Grey și la... după serviciu să duc unii să, să facă rangă seară de seară și... Studiile în ultima vreme sunt din ce în ce mai clare. Adică nu mai putem. e ca în cazul țigărilor. Dacă despre țigări acum 100 de ani când a venit nepotul lui Freud, domnul Eduard Berniz și a zis țigara este un semn de libertate, de emancipare, pusă în mâna femeii, e ceva extraordinar doar ca să fumeze și toate femeile în acest moment și la țigări ne-am convins, iată, avem pe pachet cancerul SRL, moartea SRL, toate sunt acolo pe pachetul de țigări, la băuturile alcoolice și la băuturile pe bază de zahăr nu scrie nicăieri că dăunează grav sănătății și că ajungi să... E, aș porni de aici, de ce discutăm atât de greșit și atât de puțin în societate despre efectele dezastruoase pe care alcoolul, consumul de alcool, chiar și moderat, adică chiar și un pahar pe zi, de ce efectele sunt... Sunt neglijate. Da. Pentru că, ați spus, a 100 de ani și țigara părea o chestie Bună. revoluționară și Deci inovativă. tâmpitul ăsta, care era nepotul lui Freud, găsise inclusiv niște medici, ai lui, pe care i-a înregistrat, spunând că fumatul este bun pentru sănătate, că te liniștește, că e ok. Așa și Tonic, cele pe bază de coca erau cândva vândute da, da, da. în farmacii în Marea Correct. Britanie și în Imperiul Britanic, pentru că e nevoie de timp, e nevoie să ne dăm seama de efectele diferitelor substanțe. Într-adevăr, adicțiile sunt o vulnerabilitate astăzi. E un paradox. Vorbesc cu foarte mulți tineri care sunt dependenți și vin la spital și îmi spun, noi vrem să fim liberi. Libertatea e acel concept pe care ei și-l doresc și eu tot timpul îi întreb, nu sunt termenii într-o oarecare congruență, mm -hmm. sunt într-o contradicție n cum să fii liber dacă ești dependent de ceva. Fie că vorbim de dependențe de substanțe psihoactive, de alcool, de fumat sau de pariuri sportive sau de jocuri de noroc. E clar că în momentul în care te subjugă o dependență, ți-ai pierdut libertatea. La dependențe, de ce nu stăm noi foarte bine? Pentru că societatea românească nu acceptă chestia asta. Uh, nu cred că nu acceptă că uh, aceste substanțe creează dependență sau că suntem dependenți. Nu, că suntem de dependenți. Deci nu. Nu. Da. Am pacienți cu ciroză hepatică care beau cisterne și îi întreb: Aveți o problemă cu alcoolul? Nu. Nu. Beau ocazional sau când există vreo ocazie. Și ei sunt copți pe din nou Evident și asta cu ocazia uh, și aici e o chestie, Întotdeauna trebuie să fim foarte atenți când îi întrebăm. De exemplu, dacă îi întreb dacă beau mult, este o întrebare eronată, pentru că a bea mult este raportat la propria ta experiență. Sunt oameni care beau 2 litri pe zi și, sigur, dacă îi întreb dacă beau mult, ei spun, beau cât beau de obicei. Da. Doar că acea, acea cantitate este enormă față de față de normalitate. Deci, prima problemă este că nu conștientizăm că avem o adicție. Uh, și îi întreb, vezi uh, dimineața? E, zice, dimineața când mă trezesc, iau și eu 50-100 de țuică pentru că are efecte dezinfectante. Am, există în continuare percepția asta, mai ales în mediul rural, că un țuică dimineața are efecte dezinfectante, curăță tractul digestiv, ceea ce este eronat. Curăță de tot ce trebuie să înțeleagă oamenii <laughs> e că alcoolul, da, alcoolul este singura moleculă care trece prin toată celula. Da, și oricum, gândiți-vă ce înseamnă să bei alcool nemâncat dimineața. Absorpția gastrică este aproape totală, discutăm de faptul că nu există niciun fel de alt aliment în stomac care să atenueze rata de absorbție și așa mai departe. Deci asta e o problemă cu conștientizarea. Oamenii nu cred că au dependență. A doua problemă este că și dacă au dependență, nu vor să scape de ea. Rar găsești pe cineva care are o problemă cu alcoolul să spună, dar unde aș putea să scap de dependența de alcool? Uh, un alt element important, dependența de alcool uh, e diferită la bărbați față de femei. Bărbații beau uh, solidari, adică ne strângem uh -huh. cu toții să bem, să socializăm, și femeile beau solitar. Uh, am foarte multe paciente care sunt găsite în casă bete pentru că ele beau singure acolo în o anumită stare de tristețe pe care ele o au. Un alt element extrem de interesant este legat de faptul că Multă lume crede că dependența de alcool este condiționată de nivelul social sau economic. Fals. Am avut inclusiv persoane din rândul personalităților publice, nu doar din România, am mai avut pacienți mm -hmm. și din străinătate, care sunt dependenți de alcool. Am avut un pacient care dimineața nu se putea ridica din pat până nu bea două pahare de vodcă, pentru că îi tremurau picioarele și avea această stare de sevraj pe care alcoolul o determina. Și a fost adus de niște prieteni aici, l-am internat, a stat internat vreo lună jumate, a reușit să scape de sevra și de dependență. Un an, un an jumate s-a întors la el undeva în, în țările arabe și a făcut imprudența în ca într-o seară să bea un pahar de șampanie și s-a terminat, a ajuns din nou în starea de dependență. Deci, a doua problemă este că dacă avem dependența, trebuie să încercăm să scăpăm de ea. Oamenii încearcă să justifice consumul de alcool prin tot felul de probleme existențiale. Bem de supărare, că nu avem bani. Asta E un lucru pe care asta iarăși nu l-am înțeles. Mm -hmm. Mulți oameni spun că iau droguri sau se consumă alcool că nu au bani. Și mă întreb, după ce cumperi droguri și alcool, vei avea și mai puțin bani. Este clar că dependența este un, un fenomen costisitor. Nu înțeleg legat de chestia asta și mai sunt cei care au probleme. Au probleme și se gândesc că dacă beau alcool, problemele se rezolvă. Frecvent le spun, am o sintagmă și îmi place foarte mult, alcoolul nu oferă răspunsuri. Alcoolul doar te face să uiți întrebarea. Asta e singura, singura, singurul lui beneficiu. Faptul că alcoolicul respectiv crede că dacă se îmbată mangă într-o seară să a rezolvat problema, nu. Când se întoarce e tot în divorț, e tot fără servici și are aceleași probleme ca și înainte de beția respectivă. Bun, poate atunci ar trebui să explicăm în termeni simpli, să înțeleagă toată lumea ce este de fapt dependența și care cum pot oamenii să identifice, pentru că cu siguranță foarte mulți oameni sunt dependenți, dar nu știu. Sunt multe definiții ale dependenței, e un, o discuție amplă legată de definirea dependenței. Uite, o să, o să încerc eu pe cazul meu. Mm -hmm. Eu nu mai consum deloc alcool de mai bine de un an, deloc n-am mai pus gura deloc pe alcool. Uh, și am uh, uh, acest proces de divorț cu uh, alcoolul a durat din anul 2013 până acum un an și ceva, cu mențiunea că în ultimii 5 ani să zic uh, am mai băut un pahar de uh, Paște, un pahar de uh, Crăciun, unul de... Revelion și nu știu, un pahar la ziua cuiva sau ceva, deci, de, de 3-4 ori pe an în ultimii 5 ani, dar de un an deloc. Nu credeam că pot. Despărțindu-mă de consumul de alcool fi atât de limpede la cap, mm -hmm. și nu credeam că pot să mă simt atât de bine. Chiar și atunci când există această presiune unde mergi, că toată lumea bea mm -hmm. și tu ești ăla care... Ai, bine mă, ești tu mai mecher că nu bei. Adică există această atitudine. Dar la mine, în 2013, mi-am dat seama că eram dependent de alcool. Beam mult, nu în fiecare zi, dar uh, erau multe seri când ajungeam acasă și ziceam uh, bea o bere sau bea un pahar de ceva și mă opream, mi-e sete, bea o bere. Sau două sau trei, depindea mm -hmm. de, de seară. Sau dacă era cineva mm -hmm. la noi sau mergeam noi la cineva. Apoi, în weekend, ca tot omul, care, nu știu, merge la grătar, merge, <laughs> scăpam ca la modul uh, rău. Cantități mari. 5 litri de vin, de căciulă într-un weekend, 20 de beri uh, okay. și ceva tărie, deci mult. Uh, în 2013, după ce am văzut că nu pot să scad când am început emisiunea la televizor, post național, nu știu ce, am zis, bă, nu pot să mă prezint în fața oamenilor la aproape 130 de chile. Uh -huh. Nu am cum. Înseamnă că uh, uh, nu respect niște valori ok, nu mă respect uh -huh. pe mine întâi. Nu... Și atunci am zis, trebuie să uh, slăbesc. Uh -huh. Și am pornit o luptă de asta cu kilogramele făcând toate dietele și greșelile posibile pe care le poate face cineva. Mi-am dat seama atunci că dacă nu las alcoolul, n-am cum să câștig lupta asta cu kilogramele. Este, este, dar mi-am dat seama pe propria piele. <hă> și când am încercat să las alcoolul, mai întâi în timpul săptămânii, că toată lumea așa face, băi, vin mulți oameni la mine și la sală și peste tot drăgoșene. Doar în weekend, frate, mai beau. Deci am tăiat de luni până vineri nimic. Și zic, dar cât bei în weekend? Cât pot. Adică, deci mult. Și zic, ok, recuperez. Deci, deci, nu e în regulă. E, mi-am dat seama că ajungeam acasă seara după ce terminam cu emisiunea și eram Mă așezam undeva și numai așa făceam. Eram uh, da, 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 nu, uh, agi foarte, foarte agitat și ziceam, bă, nu mi-am dat seama prima dată ce am. Era o, o, o stare de asta și și eu mă întrebam, bă, ce am? Ce, ce se întâmplă? De ce uh, o dădeam pe stresul de la emisiune, pe ce na, era la început uh, toată treaba și zic, bă, până când mi-am dat seama că de fapt era vorba despre asta când în, în niște zile de luni până vineri Uh, uh, renunțasem la, uh -huh. uh, la alcool și uh, eu știam semnele astea pentru că taică meu a murit din cauza alcoolului. El uh -huh. a consumat extraordinar de mult. Uh -huh. În ziua în care uh, a venit salvarea să-l ia de acasă, uh, pentru că era într un sevraj atât de puternic, mama îi turna vodcă cu lingurița în gură pentru că era, adică nu mai putea uh -huh. să știa, era asumată toată treaba, da. era o chestie de când și de cât mai durează, nu de dacă. Uh -huh. Și ă, știam toate semnele de când eram copil. Uh -huh. Și apoi le-am văzut la mine și am zis asta trebuie să înceteze. Am avut acel moment, am zis bă, nu. Uh -huh. Dar totuși a mai durat. Uh -huh. a, a, destul de mult. Dar foarte bine ați descris sevrajul. Așa este. Ăsta e, nu? Da. Este această stare de agitație pe care o resimți atunci când nu consumi alcool. Uh, sau... Consumul de alcool, consumăm alcool în cea mai mare parte în momentele de socializare. În momentul în care consume alcool și de unul singur, fără să ai niciun fel de eveniment care să predispună la consumul respectiv, înseamnă că sigur e o dependență. Iar starea de agitație deja este un semn, prim semn de sevraj. Insomnia, irascibilitatea, transpirațiile, o stare generală proastă care se reglează foarte repede după ce ai luat câteva guri de alcool. Este exact momentul în care ar trebui să ne punem problema că avem o dependență. Vedeți, și aici multă lume refuză, ați văzut, ați căutat explicații. În altă parte. Sunt obosit de la emisiune, stresat, nu m-am gândit niciun moment că alcoolul poate fi sursa. Problema la alcool este că, fiind ieftin, fiind accesibil și existând deja multiple posibilități de a-l consuma, e clar că e una din adicțiile care poate să apară cu foarte mare ușurință. Și sunt foarte multe studii, în anii 70-80, pe șoricei. Au făcut unii studii și au, dat, au împărțit șoricei în două grupuri. Unii au băut doar apă, unii au băut doar alcool și după o perioadă de timp au fost puși în comun și li s-a pus și apă și alcool. Cei care au băut alcool sau au dus au băut doar alcool, cei care au băut apă au băut doar apă. Deci este clar că dependența apare destul de repede. Și cred că elementul cel mai important este să, consum, să nu consumăm alcool continuu. Greșala, uh, beau puțin. Uh, beau uh, un, două pahare de vin la o masă. Nu, un, nu e mare lucru. Problema e că bând în fiecare zi, dependența apare și foarte ușor îți dai seama că te vei duce la masă și primul lucru te gândești ce să bei. Este primul element. Deci De aceea cred că dacă ar fi să mă, așa ca, să mă întrebați ca sfat, decât să bei continuu cantități mici, mai bine te o odată. Nu sunt adeptă, adică nu spun că face bine, da. dar din perspectiva instalării adicției, mai bine bei odată ca lumea decât să bei în fiecare zi cantități mai mici de, de alcool. Chestia asta cu băutul în weekend este o chestie vest-europeană. Am trăit-o, am fost acum câțiva ani de zile la un congres în Copenhaga și sâmbătă seara erau căzus pe jos. Da. Și a doua zi, duminică, am ieșit în oraș, nu mai era nimeni. Și am întrebat pe barman, dar de ce astăzi, unde sunt? Și a zis, nu, că ei se îmbată doar sâmbătă seara, pentru că duminica se recuperează, să înceapă luni lucru. Sigur că rata de adicție este mai mică pentru că, având posibilitatea să nu bei deloc pe parcursul săptămânii, e un lucru care duce la detoxificare și dă posibilitatea creierului să nu mai fie sub influența alcoolului și să creeze starea de adicție. Problema aici este că studiile, de exemplu, am urmărit în ultima vreme și noi am avut ediții speciale despre consumul de alcool și în uh, podcastul lui uh, uh, Huberman vorbește da. despre efectele alcoolului și studiile citate, la care eu m-am dus mai mm -hmm. departe să văd exact despre ce e vorba, uh, și da, se pare că așa e, uh, să părăsească uh, corpul cu totul, E nevoie de o perioadă de între 2 și 6 luni. Mm -hmm. Apoi este această problemă că distruge tot, adică și celule bune și rele, și bacterii, și apropo de ce curăță mm -hmm. alcoolul. Mm -hmm. Și mai e chestia asta că și un pahar pe zi sau șapte pahare la sfârșit de săptămână înseamnă tot consum. Mm -hmm. Înseamnă tot consum. Și mai trebuie să ne uităm la un lucru, nu doar alcoolul, o parte din metaboliția alcoolului sunt extrem de toxici. Acetaldehida mm -hmm. este primul metabolit după ce este supus alcoolul etilic metabolizării. Acetaldehida este identificată ca un factor cancerigen. De aceea, incidența cancerelor, în special în zona digestivă a pacienților alcoolici, cancerele gastrice, cancerul pancreatic, cancerul hepatic, sunt cauzate de acest nivel mai mare de acetaldehidă. Acetaldehidă este și responsabilă de starea de rău, de mahmurea aia, pentru că e un produs toxic pentru organism și îți determină o stare de rău cu greață, vomă, dureri de cap. Mai mult decât atât. Alcoolul nu trebuie să-l privim toxic doar el și fac metaboliții lui. El consumă ca să fie metabolizat niște cofactori. Cofactori cum ar fi vitamine din grupul B-ului. Vitamina B1, de exemplu, e dovedit faptul că alcoolici au nivele mai mici de vitamine B1, cu atât mai mult dacă nu se alimentează corespunzător și de multe ori e asociat e asocierea asta dintre alcoolic și pacient malnutrit, pentru că nu mănâncă ce trebuie, fie că nu mai are timp să mănânce, fie că nu mai are bani să mănânce. Și atunci, acest deficit de vitamine din grupul B-urilor uh, duce la apariția unor complicații neurologice. Este iarăși foarte clar dovedit că performanțele intelectuale ale alcolicilor sunt uh, mai mici comparativ cu persoanele care nu consumă alcool, pentru că se produce această depleție, acest consum al uh, unor vitamine indispensabile în funcționarea neurologică. De asemenea, polineuropatia alcoolică, acea afectare neurologică periferică, pacienții cu își simt niște furnicături la nivelul membrelor, le este afectată capacitatea uh, fină, tactilă, nu mai pot uh, să lucreze în anumite, în anumite zone unde au nevoie de finețe. Deci sunt, iată, foarte multe lucruri care pot, până să facem ciroză. Ciroza hepatică, sigur, este cea mai gravă complicație pe care o detene alcoolul. Dar trebuie să ne gândim până ajungem acolo la această incidență mai mare a unor forme de cancer, la această afectare neurocognitivă. Pacienți care sunt cu capacitatea intelectuală, memorie, gândire, atenție, sunt reduse prin consumul de alcool. Deci eu cred că problema e mai degrabă medico-socială când privim consumul de alcool la rate mai mici care nu determină intoxicații acute. Și nu se vorbește deloc despre efectele că asta mi se pare foarte important, efectele alcoolului la aceste cantități foarte mici. Asupra creierului. Că toată lumea se gândește la ficat când se gândește la alcool uh -huh. și, domne, poate unul cer, poate o chestie, poate. Dar nimeni nu se gândește că ei decizii mult mai proaste pentru tine, uh -huh. pentru ai tăi, pentru tot ce se întâmplă atunci când consum. Mai mult decât atât, am văzut niște scanări foarte interesante, le-a arătat și doctorul Eamon. Uh, uh, celebrul uh, psihiatru al vedetelor, uh -huh. să zic așa, uh, în timp, 4, 5, 6, 10 ani, pacienți cărora li s-a scanat creierul uh -huh. și s-a constatat o micșorare, inclusiv fizică, uh -huh. a creierului. Da, pentru că apar tot felul de forme de demielinizare și, din păcate, aceste forme de demielinizare sunt irreversibile și neuronii din sus sunt irreversibili. Dar, vedeți, la alcool e un paradox. De ce bem alcool? Bem alcool pentru că ne dă o stare de euforie, produce o mai bună socializare, dar, în realitate, foarte mulți din pacienții alcoolici sunt depresivi. Pentru că, uh, și cred că asta nu e doar la alcool, am regăsit-o și la alte adicții, faptul că pendulăm între niște realități, între realitatea noastră cotidiană și beție, e o diferență foarte mare. În beție avem impresia că suntem mult mai uh, uh, bine decât în realitate, avem o stare falsă de, de fericire și ulterior ne trezim a doua zi de dimineață, realizăm că ne-am îmbătat, există și o culpabilizare a faptului că iar ne-am îmbătat și această pendulare între realitate și uh, vis, între culpabilizare. De o stare de depresie, mulți pacienți uh, alcoolici ajung să fie tratați de psihiatri pentru tulburări depresive. Deci cred că uh, când ne decidem să bem pentru a ne simți mai bine, trebuie să ne gândim că există și șansa, și posibilitatea sau ne șansa să ajungem de la dependența de alcool la o tulburare psihiatrică pe care alcoolul o induce. însă ceea ce mi se pare extrem de grav este folosirea alcoolului la perioada adolescenței, pentru că acționează la nivelul unui creier în formare. Modificările inițial sunt fiziologice, adică modifică anumiți neurotransmițători, dar cu timpul, așa cum spuneați mai devreme, de scanările de creier, cu timpul produce și modificări structurale ale creierului. De aceea, americanii, nu întâmplător, au interzis consumul de alcool până la vârsta de 21 de ani, pentru că e vârsta la care considerăm că se cam încheie după unii chiar mai târziu de 21 25 de ani 25 de ani am citit eu niște da, studii Așa se cam încheie dezvoltarea creierului Dar în România eu mai văd în continuare tineri sub 18 ani Că se văd că sunt niște copii hmm. care cumpără alcool și nimeni nu-i întreabă nimic Și atunci te gândești cum va arăta o societate cu tineri care au dependență la alcool Sau de substanțe psihoactive care le modifică capacitatea intelectuală Studiile populaționale arată că cei care consumă astfel de substanțe în perioada dezvoltării creierului vor avea o capacitate intelectuală redusă cu un IQ mai mic. Și atunci ne gândim o societate peste 20 de ani cum va arăta dacă nivelul de IQ va fi influențat de aceste obiceiuri nesănătoase cum e alcoolul sau substanțele psihoactive. De aceea cred că politicile trebuie să se axeze pe programe de educație astfel încât ăștia să știe, să li se spună o să fiți mai proști într-o societate concurențială decât cei care nu consumă. Și atunci, dacă vor face acest lucru, să-l facă într-o anumită cunoștință de cauză. Să nu ne trezim ulterior că vom avea o societate global bolnavă, pentru că nimeni nu a acționat prin educarea acestor tineri în perioada în care ei se formau. Asta e o mare problemă pe care acum, în timp ce vorbesc, mă gândeam că aproape tot ceea ce fac copiii de azi făceam și noi la vârsta lor. Adică eu mi-aduc aminte de o zi în care uh, viața mea putea să schimbe cu totul, uh, în care am fost la un uh, prieten acasă, eram clasa a 10-a, uh, el uh, cânta la Tobe, uh, era într-o trupă, am mers la el acasă să mergem de acolo la școală și n-am făcut ceva de mâncare, era, uh, era imediat după 90, am mâncat, uh, mi-aduc aminte și acum, m a marcat uh, experiența respectivă. Uh, uh, eu având l pe taică meu acasă cu probleme cu uh, alcoolul, aveam o repulsie uh, ai mei și fumau foarte mult, de aia nici n-am fumat niciodată și aveam așa o da, ăsta hai să ne facem ceva de mâncare, ne-am făcut niște ouă prăjite cu parizer prăjit, era mm -hmm. atunci puneai și felia de parizer acolo și mâncam și el zice: "Bă" am în beci țuică și vin la Damigian. Și zic, băi, ești trebuie să mergem să scoatem și bem și noi un pic. Ca adulți. Da. Că merge acum cu... Și zic, Bă, e, și zice, hai trage, el probabil a mai tras să, să trage mai de acolo. Eu, deci, țin minte că n-am băut în pahar când am ajuns în casă sus. Eu m-am îmbătat trăgând de vreo două ori, că nu știam cum să trage dintr-o damigeană și am tras cu furtunul ăla și am înghițit. Vreo, am luat de vreo două ori și m-am făcut praf. Și am plecat, ne-am urcat în tramvai, am ajuns la liceu, ne-am dat jos, m-am în clasă, rup de băuturi. Mort de beat eram, la ore. Și am avut marele noroc că eu lucram atunci, vindeam ziare într-un chioșc, era mm -hmm. și... Am putut să dorm cu cap pe bancă uh, ale mele colege, spunându-le profesorilor că am lucrat toată noaptea. Okay. Dar eu eram rupt de bet. Era <laughs> unul după amiază sau ceva de genul ăsta, că noi am băut dimineața și intram după amiază și eram. Uh, uh, adică, și nimeni nu venea nici atunci, cum nu vine nici acum să ne spună: Bă, nu beți uh, la noi uh, băutura, uite. Eu astăzi îmi dau seama că cu totul altfel ar fi trebuit cu toții, din tot neamul și prieteni și toată lumea, să ne purtăm cu taicăme. Uh -huh. Pentru că el suferea de o boală. Adicția e o boală. Adicția este o boală. Noi credeam că e o problemă a lui de voință. Oh, da? Așa okay. sunt tratați. Toți oamenii care au această problemă. Și, din păcate, descurajați să facă ceva. Aia e. Uh, rușinați să uh -huh. recunoască că uh -huh. au o problemă. Adică, dacă ai o adicție, ești uh -huh. un nenorocit. Da, din păcate, aici trebuie schimbată optica și percepția populației. Doar acest lucru trebuie făcut tot prin programe educaționale. Faptul că cineva are o dependență, el trebuie să fie tratat ca un pacient care are o ne nevoie de ajutor medical. Uh -huh. uh, mai e un lucru extrem de important pe care oamenii iarăși nu îl percep. Uh, alcoolul determină toleranță. Uh, El e metabolizat de o enzimă, se numește alcool de hidrogenază. Uh, această enzimă se antrenează. Uh -huh. Cât bem mai mult, cu atât ea va fi mai activă. Asta înseamnă că va metaboliza mai repede alcoolul, asta înseamnă că vom ajunge la starea de euforie și starea de beție mai greu. Și evident care e următorul pas este să creștem cantitatea de alcool pentru ca să putem să ajungem la ceea ce ne dorim să, să ne inducă alcoolul. Toleranța nu face altceva decât să consumăm cantități din ce în ce mai mari de alcool. Am văzut chiar alcoolici care spuneau că nu le mai ajung 24 de ore să se îmbete pentru că nu mai ajung să se îmbete. Mm -hmm. Sau am mai văzut pacienți care beau alternativ un pahar de vin cu un pahar de țuică ca să poată ajunge la ambibație alcoolică suficientă să le producă starea de beție. Deci toleranța apare obligatoriu la oricine. Sunt e o chestie de câteva luni de zile până când această enzimă își intensifică uh, metabolismul, și atunci vom crește cantitatea, pentru că nu mai simțim niciun fel de plăcere atunci când bem alcoolul. Este primul risc în uh, realizarea dependenței. Întorcându-ne la copii, copiii, uh, dincolo de performanțele școlare și tot ce este afectat, alcoolul predispune la fapte antisociale. Pentru că discutăm de oameni care au un discernământ încă redus, discutăm de o percepție copilărească a realității, faptul că se urcă la volan ulterior sub influența alcoolului, faptul că de multe ori au nevoie de bani să-și procure alcoolul, astea nu sunt decât circumstanțe care îi pot împinge spre acte antisociale. S-a dovedit iarăși că copiii care beau alcool au absenteism școlar, pleacă de la școală pentru că nu o să bea la școală, și atunci trebuie să, să lipsească, lucrul ăsta duce global la afectarea performanțelor școlare. Apropo de abordare cu vina și cu cum îi acuzăm pe oamenii care au o dependență, am citit de curând o carte foarte interesantă, vom avea și o serie la, la starea sănătății, se numește Ultra Processed People oameni ultraprocesați și mă rog, este pe zona de, de nutriție. Și acolo citind cartea asta, mi-am mi -am schimbat și percepția față de obezitate, de pildă. Mm -hmm. Pentru că e cumva același lucru. Și chiar autorul spune domnule hai să nu mai zicem că e greșit să spunem că cineva este obez. Mm -hmm. Pentru că nu spunem cineva este cancer. Uh -huh. nu, nu, nu poate fi definită persoana uh -huh. respectivă prin, prin boală. boala respectivă. La fel, n-ar mai trebui să spunem, fac eu acum această legătură, cineva este alcolic. Așa este. Nu? Nu. Și uh, din ton, uh -huh. în momentul în care spui uh, un îl culpabilizezi. Da, 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 uh, da. Dar uh, aici e o mare problemă pentru că alcolicul E tentat să nu recunoască, ascunde cât mai mult. Sunt Am avut foarte mulți pacienți care au venit cu ciroză și când am vorbit cu familia să-i întreb dacă știu că bea, a zis, dar nu l-am văzut niciodată. Pentru că încearcă să se ascundă, tocmai din această culpabilizare. Pentru că uh, tindem să credem că alcoolicul este undeva la talpa societății, ceea ce nu e real. Uh -huh. El are într-adevăr o problemă cu adicția lui, dar acea problemă nu-l face mai neom decât noi. Chiar și pe stradă mă mâhnește când am mai trecut pe stradă și am văzut un om căzut despre care nu știam dacă e băut sau nu treceau pe lângă ei și spuneau: Lăsați-l încolo de bețiv, ceea ce nici măcar nu ne asigurăm. Poate a făcut un accident vascular, poate mm -hmm. avea o altă problemă de sănătate. Deja această anatemă că este un bețiv era o chestie care îl scotea în afara societății. Trebuie să schimbăm optica. Optica trebuie schimbată și trebuie schimbată din școală. Trebuie să avem astfel de programe educaționale. Pe de-o parte, să învățăm pe tineri cum să folosească. E, e clar că societatea nu poate scăpa nici de stupefiante, nici de alcool, nici de fumat. Asta e clar. Mm -hmm. E clar că vor fi unii care vor continua să facă lucrul ăsta. Dar trebuie să ne asigurăm dacă noi am făcut tot ca să-i informăm. Dacă ei vor face cunoscând toate riscurile, atunci este alegerea lor voluntară în deplinătatea tuturor informațiilor pe care le au. Dacă noi nu facem și ei devin, este vina societății. Tânărul respectiv nu are de unde să știe ce-i fac drogurile, dacă noi nu-l învățăm. Dacă nu l-am învățat, atunci societatea, când el va fi dependent, este principala vinovată. De multe ori, spunem părinții n-au stat după copil. Ok, sigur, educația se face și în familie, părinții au și ei un rol important, dar tu, ca stat, trebuie să dezvolți politici de educație sanitară pentru populație. Dacă ei vor face lucrul ăla, atunci este doar vina lor. Dar dacă nu facem lucrul ăsta, suntem ca societate extrem, extrem de culpabilă. Și, din păcate, vedeți că există o diferență între vest și est. Țările vestice, să știți că există această... Și acolo se consumă substanțe superfiante. Mult, da. Mult. Dar știți că rata de intoxicație acută e scăzută. Explicația, dacă vreți, în cuvinte simple, e una singură. Ăia știu cum să se drogheze. Ca să nu ajungă să moară, să nu ajungă la spital. Adică, chiar dacă fenomenul nu poate fi controlat în totalitate, măcar să reușim să reducem la minim efectele negative. Sigur, tinerii o să bea alcool, dar poate reușim să-i facem să înțeleagă cum să bea alcool ca să nu aibă nici uh, ciroză hepatică, să nu ajungă să aibă nici uh, acel creier atrofiat. Trebuie să îi învățăm cumva să ne, dez, să ne descurcăm cu această viață modernă. Iar un element important reprezintă audio, uh, impactul audio-vizualului. Uh, Spuneați la început de filme. Este clar că uh, în anii 90. Mulți tineri fumau pentru, sau beau pentru că vedeau un Dallas, ne amintim de G.R., mm -hmm. de uh, familia Ewing, care venea și bea seara whisky, fumau. Asociezi acest obicei cu puterea, cu banii, cu bogăția și atunci crezi cumva în mintea ta că dacă faci același gest, ești și tu poziționat la nivel social. La fel se întâmplă cu actualele filme în care vezi oameni bogați, oameni din înalta societate, la petreceri super elevate, care fumează, beau și așa mai departe. Și ți se pare că e o posibilitate de accedere la acea lume a bogaților. Dar, din păcate, dependența nu te face mai bogat. Din potrivă, te face mai sărac și material, dar te face mai sărac și emoțional, și psihologic. Vă spuneam, toți care au adicție la un moment dat au episoade de depresie, pentru că își dau și ei seama într-un final că e doar o iluzie pe care o trăiesc în mintea lor, și în realitate nu se schimbă nimic. Se spune și am văzut în multe uh, cărți uh, treaba asta că atunci când bei sau atunci când fumezi, uh, ei aduci astăzi fericirea de mâine, permanent. Uh -huh. Și atunci e o problemă și de longevitate, despre uh -huh. care iarăși nu se vorbește foarte mult, dar dincolo de longevitate este o problemă de calitate a vieții. Uh -huh. Pentru că foarte mulți oameni care au această dependență, și am avut și eu această poziție de-a lungul timpului, zic, bă, dă ceva, oricum mori, oricum tot murim acolo că ajungem tot acolo, adică și eu care nu mai beau deloc, nu fumez, probabil speranța de viață, mai ales într-o țară ca România, de la poluarea de la ploiștul meu mm -hmm. până la așa, probabil să zic că mă duc tot pe undeva pe la uh, uh, 70-75 de ani, cât avem noi speranța mm -hmm. de viață, Da cu vreo 5-6 ani mai jos decât uh, media europeană. Și, uh, și atunci dacă tot acolo mor și eu și unul care consumă alcool uh, în fiecare zi, la ce să... E, problema e, și asta mi-a zis un medic mai bătrân, bă, e vorba de confortul vieții care vine cu mobilitate mm -hmm. și cu alte lucruri în ultimii 25. Mm -hmm. Împarte viața în trei, ai trei părți de 25 da. și gândește că tu renunți pur și simplu la da. ultima, ba, ba mai mult... Te chinui că ar fi ok să mori. Nu, nu, e un chin. E un chin incredibil să-ți duci ultimii 25 de ani din viață. Așa este. Vedeți că aici e o altă adică problemă. Adică la mine asta a făcut clic. În afară, în vestul Europei și în America, calitatea vieții este elementul definitoriu pentru sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate în țările civilizate nu mai pune accent doar pe creșterea vârstei de supraviețuire. Nu ne interesează cât e vârsta. Uh -huh. Dacă ea este uh, cu multe probleme de sănătate, asta înseamnă că sistemul de sănătate n-ar reușit să performeze. În România, din păcate, calitatea vieții este major afectată unor chiar după vârsta de 50 de ani. Sunt oameni care au probleme cronice de sănătate, probleme preventibile, că aici e este, aici este mare, marea problemă. Uh, multe din bolile de care discutăm sunt boli preventibile și ele nu sunt prevenite pentru că noi nu reușim să avem programe de prevenție și să n -ajung că acești oameni să fie bolnavi. Faptul că o persoană necesită medicație în fiecare zi, faptul că are spitalizări multiple prin acutizări ale bolii, faptul că se pensionează înainte de termen, faptul că nu-și mai poate desfășura activitatea cotidiană normală și are limitări, asta înseamnă o calitate a vieții afectată. Și atunci, aici trebuie să umblăm din nou la calitatea vieții, iar persoanele cu dependențe au o calitate a vieții foarte proastă pentru că bolile cronice pe care le acumulează în ăștia Primii 50 de ani sunt atât de importante încât, ulterior, 25 de ani, se vor preocupa cum să se trateze de ceea ce chiar ei și-au produs. Da, e foarte importantă și, din păcate, calitatea vieții este proporțională cu bugetul pe care îl alocăm în politicile de prevenție. România, în ultimii 30 de ani, s-a concentrat să trateze. O să vedeți, Ministerul Sănătății tot Efecte. ne spune cum tratează bolnavii. Da. Dar haideți să înțelegem că multe din boli nu au nevoie să fie tratate, au nevoie să fie prevenite. Bolile metabolice, diabetul zaharat, obezitatea, hipertensiunea arterială, dislipidemiile, cu toate efectele lor, accidente vasculare, boli cardiace, cronice, toate astea puteau fi prevenite. Pentru că dacă făceam programe de screening să Depistăm pe cineva care are colesterol și trigliceride mari. Nu ar fi ajuns să aibă ateroscleroză, nu ar fi ajuns să facă uh, infart miocardic. Un fumător, dacă am reușit să îl facem să se lase de fumat, cu siguranță incidența bolilor cardiovasculare ar fi mai mică. Un alcoolic, un pacient care un, un consumator de alcool poate n-ar trebui să ajungă să facă transplant hepatic pentru ciroză pentru că acest lucru îi va duce la scăderea calității vieții pentru totdeauna. Un pacient transplantat va avea nevoie de medicație, supraviețuire și așa mai departe. Deci vedeți, aici este problema. Este o problemă de mentalitate. Noi suntem undeva, nu suntem chiar în 1900, cum dăteați exemplu cu nepotul lui Freud, dar suntem rămași undeva în urmă ca o țară care am găsit niște bani și vrem să ne tratăm. Dar haideți să încercăm să nu ne îmbolnăvim. Până nu o să schimbăm optica asta, nu o să facem nimic. Iar asta nu e, nu e doar la nivel de țară. Am luat tableta, voiam să citesc niște, niște date. Uh, la nivel mondial, UE reprezintă regiunea cu cel mai ridicat consum de alcool. Uh -huh unde un adult din 12 consumă alcool în fiecare zi, eu cred că mai mult. E. Așa, conform datelor Eurostat, în 2019, 8,4% din populația adultă a UE a consumat alcool zilnic, 28,8% săptămânal, 22,8% lunar. Același raport constată o creștere a consumului zilnic de alcool odată cu înaintarea în vârsta a populației. Sunt, sunt destul de grave statisticile astea luate în general, dar. Uh, la nivel de individ, și aici mă refer la medic, și aș vrea să vă spun când m-am supărat eu uh, singura dată până acum, pe Radu Țincu. Aoleu! Urmăream un podcast uh, să fi fost la, nu știu, ori la uh, Țibulcă, ori la Buhnici, ori la undeva. Ori ascultam. Și la un moment dat sau să a fost într-o dimineață la Morning Glory, uh, <laughs> dar am urmărit uh, multe interviuri, Dacă îmi spuneți unde, de poate un identific. De, da, da, da. Și uh, la un moment dat vine discuția despre... și uh, spune Radu Țincu, n-am uh, nimic cu oamenii care își prepară alcoolul curat la ei acasă. Și eu, eu am luat foc la... <laughs> Da, că era la un context. Da. Era un context, într-adevăr, dar mesajul pe care oamenii îl înțelegeau de acolo e că e și ok să bei, din când în când, și e ok să-ți faci tu cu mâna ta acasă ce vrei să bei, că știi ce mm -hmm. ai pus acolo. Era despre. Metale uh, grele? Da, faptul că ajungi să bei niște nenorociri fără să știi. Da, doar că, da, e adevărat ce am spus acolo. Nu, era o discuție dacă distilarea acasă e bine, e bine să o facem sau nu. Și atunci vorbeam de metalele grele. Din păcate, și chiar contraziceam, probabil că n-a fost toată discuția la momentul respectiv, sunt distilarea în acele cazane de metal, face foarte mult rău și asta spuneam că nu sunt împotriva eliminării distilatului pentru că foarte multe țări, Germania, Austria distilează în gospodării individuale și jnapsurile și toate alea pe care le vând sunt foarte bune, doar că sunt distilate în alte condiții. Și trebuie să facem această distilare în anumite recipiente care sunt uh, cât mai... Uh, uh, independente din punct de vedere toxicologic uh, și neutre. Problema e că în România, din păcate, 90% distilează în continuare în acele recipiente metalice și multe din metale se regăsesc în distilat. Sunt de acord și susțin în continuare ca distilarea în mici business să fie făcută pentru că reprezintă o identitate națională. Dar trebuie făcută cu recipiente care să nu producă intoxicarea pacienților. Dar produsul dăunează grav sănătății. Dă... Noi, noi aici nu discutam, discutam de alcoolul din distilatele respective în recipiente metalice sau nu. Sigur că alcoolul revenim, el ne întoarce la în discuția primordială. Da, da, da. El afectează sănătatea, asta este clar. Dar acolo discutam comparativ între a folosi de exemplu recipiente din sticlă termorezistentă și recipiente din metal. Nu este în regulă deloc faptul că se folosesc acele țevi de cupru acele uh, coturi de plumb și așa mai departe, astea, toate aduc un plus de metale grele în distilatul respectiv. Însă, întorcându-ne la discuție, alcoolul în sine este un toxic și asta am spus-o întotdeauna. Niciodată n-am încurajat pe cineva să consume alcool, pentru că toate studiile ne spun că alcoolul reprezintă o substanță care poate să dăuneze uh, mai ales atunci când o folosim în mod continuu și în cantități mari. Întorcându-ne la statistica pe care ați prezentat-o, uh, de ce se consumă alcool foarte mult în Europa, pentru că Europa este și la un nivel economic ridicat și atunci acest lucru predispune la a consuma și evident trebuie să nu pierdem din vedere că așa cum există și la fumat o presiune a industriei și aici există o presiune a industriei. Gândiți-vă că Franța foarte mulți ani a promovat chiar în sfera medicală Efectele pozitive ale vinului roșu pentru prevenție cardiovasculară. Exact, și aici și voiam să ajungem. Și atunci, plecând de la niște studii care au identificat niște molecule antioxidante în vinul roșu, acolo știți, e prezentarea unei părți a adevărului. Într-adevăr, nimeni nu contestă că în vinul roșu nu găsești glutation sau tot felul de molecule, vitamina C sau alte taninuri sau alte elemente care pot fi identificate ca protectoare. Problema, ceea ce nu s-a spus, este cantitatea pe care acest vin o conține și cât vin ar trebui să bei ca să ajungi la nivelul de protecție. E clar că au identificat, nu știu, glutation sau alte, alte antioxidanți, doar că dacă să ajungi la nivelul de protecție, trebuie să bei, nu știu, 50 de sticle. Ceea ce este imposibil. Niciodată nu o să poți să ajungi să iei din vin acea cantitate. Și răul e mult mai mare. Răul mult mai mare, plus că antioxidanții poți găsi în o grămadă de alte legume și fructe în cantități C mai mari. Corect. Iar aici, uite, până unde merge presiunea industriei și chestia că, na, să bei alcool e o, o treabă socială acceptată de toată lumea și că alcoolul face bine. Uh, la cursul de nutriție pe care l-am făcut la Barcelona, la Barça Innovation Hub, uh, se vorbea despre efectele benefice pentru sportiv, era curs de nutriție sportivă, da. uh, cu acești polifenoli uh -huh. din vin roșu. Uh -huh. Dar ei ce făceau? Ziceau sportivii pot să consume uh, după masa de prânz de pildă, nu în ziua meciului un pahar cu vin roșu dezalcolizat. Uh -huh. și a atunci noi ne-am zis că noi, noi, la starea nației de pildă, din magazin uh -huh. aveam vinul nației cu alcool uh -huh. uh -huh. și uh, în acest moment terminăm uh, tot stocul, nu am mai cumpărat, n-am mai achiziționat, n-am mai făcut nimic și deja avem cu o firmă din Republica Moldova, uh, cu eticheta noastră, deci private label, vin dezalcolizat. Uh -huh. Adică uh, și doar asta vom, uh, uh -huh. vom vinde și promova Uh -huh. în continuare. Adică el este vin-vin, păstrat da. în butoaie ca vin, prin niște proceduri temperatură, chestii uh -huh. centrifugare sunt mai multe da, proceduri da. este dezalcolizat și atunci și oamenii ăștia nutriționiști și specialiști spun că își păstrează efectele, dar cantitatea pe care trebuie să o bei e foarte este mare. enormă deci acea observație nu avea sens într-o... mai e un lucru care a fost prezentat greșit nu alcoolul din vin era cel care aducea beneficii, ci aceste substanțe pe da. care le putem separa. Corect! Cumva. Corect. Și, încă o dată, precursori de glutation și molecule antioxidante găsim foarte mult în fructe și legume. Sunt astăzi o serie de extracte naturale care îți aduc o cantitate de... 50-60 de ori mai mare de glutation decât o poate aduce sticla de vin. Adică nu avem niciun fel de dubiu că alternative avem. Doar că vedeți, acolo a fost a fost o politică a statului francez de a promova sigur viticultura franceză. De asemenea, au mai fost niște apariții publice. De exemplu, un, la un moment dat una dintre cele mai longevive femei din lume a spus că, întrebată fiind care e cheia succesului să ajungă la 115 ani și a avut, a spus că vin Vinul roșu și ciocolata neagră. Mm -hmm. Sigur că o și de acolo. S -a, toată lumea a început să bea vin roșu și ciocolata neagră. Așa cum în cartea Zonele Albastre, uh, a, foarte promovată pe bună dreptate, și te duci și vezi în acele 9, 7, 9 zone câte sunt, domne, la, nu știu, Okinawa, toate în uh, Italia, pe uh, undeva, <sus> sunt aceste zone, unde oamenii, în uh, dieta lor alimentară, în modul lor de viață, de fapt, Există și un pahar cu vin uh, ocazional, dar mm -hmm. ăla a pus lângă uh, obiceiuri foarte, foarte sănătoase și bune, de la relații cu sens până la mm -hmm. uh, uh, mai puțină carne, uh, uh, foarte mult uh, verdeață, mm -hmm. legume, fructe, uh, nu uh, Fasole și tot felul de, de, de boabe, ca să mm -hmm. zic așa, nuci, semințe, uh, și acolo vine, da, și un pahar cu vin, nu știu când și nu știu când. Oamenii au luat de acolo, ba, lasă -o, un pahar cu vin în fiecare zi, ok. Da, și uh, doamna de care vă dăteam mm -hmm. exemplu, e până un exemplu individual. <laughs> nu putem să extrapolăm. Plus că genetica e diferită, fiecare reacționează în modul lui la toxice și dacă ne gândim când a trăit persoana respectivă, iarăși trebuie să vedem că societatea este din ce în ce mai expusă la o sumedenie de substanțe toxice. Discutăm de pesticide, discutăm de metale grele, discutăm de poluarea aerului, de hidrocarburi, adică nu ultraprocesarea alimentelor care Evident. nu prezentă. Evident, deci sunt multe lucruri diferite. Jucăm într-un alt context uh -huh. în prezent, comparativ cu o persoană care s-a născut în 1925, când s-a născut doamna respectivă. Deci cred că nu trebuie luat chiar ad literam aceste exemple personale. Uh, mai am pacienți care îmi spun uh, bunicul a fumat până la 80 da. de ani carpați. Facem acest pariu în acest moment al interviului 100% cineva care a urmărit până acum vă va spune. a pus un comentariu lângă, 100% există acest comentariu, bunicul a băut până la 95 de ani. Corect? Da. Și a fumat. E ce aud și încă mai aud la spital. Doar că acest lucru vreau să le explic. Bunicul trăia undeva într-un sat unde nu exista poluare, nu existau mașini, mânca ce producea în gospodăria lui și avea un singur toxic. Și muncea de rupeacă. și aici e acel efort fizic de pus. Evident. Evident, eu le mai spun, de exemplu, pacienților, când vorbim de stil de viață, că pe mulți încerc să-i schimb un pic okay. în stilul de viață, v-ați uitat vreodată câte calorii are ce mâncați? Pentru că e foarte bine și a fost o idee excelentă, sigur, nu a noastră, ci a Uniunii Europene, să avem inclusiv la restaurant numărul de calorii. Eu uh, am pățit asta acum câțiva ani de zile într-un aeroport, am vrut să-mi iau un hamburger și am văzut că are 1400 de calorii. Uh -huh. Și atunci mi-am dat seama că nu se poate să mănânci la o singură masă 1400 de calorii în contextul în care uh, acoperea aproape tot necesarul de calorii. Deci oamenii nu-și dau seama și nu conștientizează uh, atunci când mănâncă anumite lucruri sau când se expun la anumite substanțe cât de nocive pot fi ele decât dacă în mod repetat le spui acest lucru. Dacă le spui în mod repetat acest lucru, ei, la un moment dat se va întâmpla acest, acest, această schimbare. Însă, vedeți că la orice lucru, schimbarea comportamentelor este cea mai dificilă. Oamenii preferă să aleagă jumătăți de adevăr, cum vorbeam de mm -hmm. uh, exemplele din cărți așa mai departe, preferă să aleagă a, uh, acel adevăr care îi favorizează și care le e mai facil de implementat e mai simplu să spui pui două pahare de vin decât să recunoști că ai adicție și să te duci la un medic să încerce să, cumva cu medicație să te scoată din zona adicției respective. Unde să meargă oamenii care au nevoie de ajutor? E, aici e o mare problemă. E? România are o problemă cu adicțiile. Noi ne ocupăm, din nou, suntem undeva în urmă cu vreo 40 de ani, 50 de ani, ne ocupăm să-i tratăm pe cei cu intoxicații acute, și pe cei care într adevăr fac sevraj, și pe intoxicațiile acute le tratăm în secția de toxicologie și sevrajul tratăm la psihiatrie. Problema e că după perioada asta de timp, care durează variabil, undeva la 2, 3, 4 săptămâni, acești oameni se reîntorc în societate. Se reîntorc la anturaj, se reîntorc la problemele lor și foarte mulți recad. Recăderea, rata de recădere e foarte mare. De ce? Pentru că nu avem centre de reintegrare și reabilitare. Acești oameni au nevoie de suport, undeva până la un an de zile, dacă nu chiar mai mult, în care să fie incluși în grupuri de lucru cu psihologi, psihoterapeuți, să facă psihoterapie și tot felul de, 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 de exerciții din acestea în care să reușească să se înțeleagă pe ei și să-și înțeleagă adicția. Statul cheltuie enorm de mulți bani, mi se pare, e chiar hilar, adică cheltuie cea mai mare parte a banilor se cheltuie să-i salvezi în intoxicație acută și în sevraj și la sfârșit... Te neci acolo când mai ai să mai dai un pic ca să-i și menții cu acele da. efecte. E ce se întâmplă și cu sistemul penitenciar și cu toate. Adică nu ai după ce da. uh, omul a terminat și ai ispășit pedepsa, că și asta e tot o pedepsă să-l reabilitezi mm -hmm. după alcool, mm -hmm. da? adică să-l pui pe picioare, mm -hmm. după ce ai ispășit toată, tu în loc să-l ajuți, îi dai drumul înapoi în. Uh, uh, Tancul cu rechini. Da, am pacienți care se internează, nu știu, de două, trei ori pe lună cu intoxicația acută alcoolică, ceea ce îmi arată că acești oameni nu au nicio șansă dacă nu reușim să generăm o politică sanitară de reabilitare a acestor oameni care au adicții. Și vorbim și de, la alcool, e cu atât mai mult pentru că alcoolul este foarte frecvent întâlnit nu degeaba uh, alcoolicii anonimi din America mm -hmm. uh, a fost o chestie care a reușit să gestioneze foarte bine fenomenul pentru că oamenii ăștia au nevoie să fie uh, integrați în aceste programe uh, dar avem aceeași problemă și la droguri tineri care îi internăm îi salvăm și îi trimitem la psihiatrie cum ies din, de la spitalul de psihiatrie, din secția de dezintoxicare, a doua zi se întorc cu supradoze la spital cu o nouă intoxicație acută, ceea ce ne arată că este insuficientă această politică doar de gestionarea cazului acut. Ce, ce presiune fac medicii pe sistem, pe uh, zona politică-legislativă? Pentru că mie, asta mi se pare foarte, foarte important. Adică, lăsând la o parte faptul că medicii sunt de multe ori precum preoții, adică să faci ce zice, zice nu și ce nu ce face, face da, da. Și, și asta mi se pare uh, uh, că nu e în regulă. Uh, nu văd o presiune uh, ca poziție publică, nu doar în că, uite, eu apreciez foarte, foarte tare această disponibilitate a dumneavoastră și a altora de a veni să discutați și să atingeți de multe ori aceleași subiecte, lucruri și să le repetăm că, na, așa se, se, uh -huh. se duc mai mult uh, uh, pentru uh, a face educație, pentru a-i face pe oameni să conștientizeze. Uh -huh. Pe de altă parte, fără o presiune plecată și din vreați la asta, nu? Uh -huh. Din partea oamenilor care stau de vorbă cu pacienții în fiecare zi, multe lucruri nu se vor schimba. Adică... Așa este. Am făcut... Sunt multe intervenții pe care am avut și în zona politică și chiar și la Ministerul Sănătății. Vedeți, și aici e o, difer... o percepție. Ministerul Sănătății tot timpul o să spună că are probleme mult mai grave cu sistemul de sănătate. Nu prioritizează faptul că, în primul rând, probleme cronice par probleme care pot să mai aștepte. Problemele acute. N-au tratament la pacienții cu cancer, reprezintă o prioritate, ceea ce e real. Problema e că ei nu privim pe termen lung. Pe termen lung, lipsa acestei preocupări pentru prevenția bolilor cronice va duce la îmbătrânirea populației prematură, va duce la scăderea calității vieții, dar va duce la costuri. Întotdeauna, dacă am privi pe o perioadă de 5 sau 10 ani, ne vom da seama că bolile cronice vor consuma mai mult decât orice problemă acută. Iar lipsa unui program de prevenție a bolilor cronice, sigur, acel program e posibil acum să destabilizeze financiar Ministerul Sănătății. Însă dacă ne uităm global, o să vedem că peste 10 ani am fi câștigat foarte mult dacă preveneam aceste boli. Aici e marea problemă, e o problemă de viziune. Și vedeți, viziunea și de ce nu apare. Uh, nu apare pentru că uh, de cele mai multe ori uh, schimbarea ministrului duce la schimbarea tuturor politicilor. Fiecare ministru vine cu câte o idee, media de rămânere în poziție de un an, un an și ceva, și atunci nimeni nu duce la bun sfârșit această, această politică sanitară. Uh, țările care au reușit să implementeze astfel de politici au avut nevoie de 5-10 ani de coerență ca să poată finaliza un astfel de proiect. Și nu pot medicii care nu sunt în zona politică, la modul, da, și așa mai departe, deși am avut cam numai medici ministrii da. în, în zona asta, rare au fost situațiile în care nu s-a întâmplat așa, dar medicii împreună, prin niște poziții ferme, bătâmpiților, noi avem nevoie de o viziune pe uh, 10 ani, fie ea și mm -hmm. proastă cum e această Românie educată, mm -hmm. de pildă. Bă, da, ex Hai să facem un program uh -huh. care să treacă pe la toți, adică nu ca la România Educată, s-a închis, Iohannis în Baie și a făcut un program. Facem un program în care toți medicii venim și zicem România sănătoasă uh -huh. și îl întindem pe 30 de ani. <coughs> Dar în primii 5 facem asta, în următorii 5, în următorii 10 și ajungem undeva și hai să punem această presiune. Adică da, dacă oamenii care știu despre ce e vorba, și care sunt acolo toată ziua în contact cu pacienții, cu... nu fac lucrurile astea, politicienii nu le vor face, pentru că un politician nu are creierul necesar să gândească pe mai mult de patru ani. Sau nu-l interesează? Că, sau nu-l interesează, că atunci sunt alegerile și el zice, bă, ce politici pot implementa ca să facă asta? Aici, să fiu reales eventual, mm -hmm. dacă mai am dreptul sau dacă mai pot, sau să fac ceva, cum mai sunt ăștia buticarii ăștia, gen, ciola cu toți. poți. Uh, hai să fac ceva, trei covrigi ca să mă asigur eu că sunt ok, cu trei contracte. E, problema noastră e că nici profesioniștii din domenii, din toate domeniile, nu se adună. Să, să pună presiune pentru asta. Vedeți, aici lucrurile erau mai simple și teoretic, conceptual, există această presiune. Ministerul Sănătății are uh, comisiile de specialitate. Acele comisii de specialitate sunt aproape inexistente. Ele sunt pe hârtie, pentru că există o reglementare care spune că fiecare specialitate are o comisie de specialitate. Uh, aceste comisii nu se întâlnesc pentru că nimeni nu are interesul să se întâlnească. În aceste comisii sunt doar medici și sunt medici cu renume, profesori, sunt oameni care ar avea un punct de vedere. De foarte multe ori ele nu se reunesc pentru că nimeni nu-i solicită pe acești oameni să facă anumite politici în domeniul profesiei lor, iar pe de altă parte, aceste decizii ale Comisiilor de Sănătate sunt consultative. Ele nu sunt obligatorii pentru Ministerul Sănătății. De foarte multe ori, un lucru a ieșit de la Comisia de Specialitate și un lucru s-a adoptat pentru că el a fost, evident, schimbat din perspectivă politică. Aici este marea problemă a faptului că uh, nu reușim, nu reușim prin societățile profesionale, prin Colegiul Medicilor, să avem o atitudine care să pună în presiune da decizia vrem? politică. Dar vrem? Mi-e greu să vă răspund la această întrebare. Pentru că eu cred că dacă mâine. Dumneavoastră, cu încă 20 de medici foarte vizibili, oameni care vorbesc, care merg în presă, pe care oamenii îi cunosc, strâng, luați acordul de la 1000 cei mai buni medici din țară și aveți o scrisoare prin care spuneți, bă, dacă nu stabilim lucrurile astea acum pentru următorii 20 de ani, nu știu, noi ne cărăm sau ceva de genul ăsta. Gândiți-vă și cum sună asta. că trebuie mm -hmm. O mie dintre cei mai buni medici din România, o mie, au semnat o hârtie pentru guvern mm -hmm. și spun că pleacă toți din sistem dacă... Toată lumea nu se așează la masă să adopte aceste măsuri pentru prevenție, pentru programe, pentru mm -hmm. tot, tot, tot. Ceea ce pentru stat reprezintă o investiție. Absolut. Chiar dacă statul vede asta ca fiind o cheltuială. Absolut. Dar pe termen lung e o investiție fantastică. Da, dar să știți că aici, să stângem, nu o mie, că ați dat doar un exemplu, da. E foarte greu. Să știți că inclusiv această expunere publică, sunt foarte mulți colegi de ei mei care mă întreabă dacă nu mi-e teamă, că de multe ori am avut anumite opinii publice discordante, poate cu Ministerul Sănătății sau poate cu anumiți decidenți din zona Ministerului Sănătății. Multă lume nu vrea să-și asume public acest rol și nu vor să aibă anumite, nu știu, probleme cu, uh, și, și aici e o altă discuție legată de uh, poziția ta în sistemul de sănătate. Uh, eu am spus foarte clar, uh, diploma de medic nu o să-mi ia nimeni. Asta zic faptul că poate să-mi ia anumite atribuții administrative, nici nu mă interesează. Din potrivă sunt uh, lucruri pe care le fac uh, încercând să schimb lucrurile în bine. Faptul că nu mai sunt șef de secție, ok, nu mai sunt m-aș simți mai relaxat din perspectiva asta. Uh, dar sunt oameni care nu vor să-și piardă aceste uh, privilegii pe care de multe ori uh, Ministerul Sănătății le oferă și sigur nu, nu vor lua atitudine. Eu sunt sceptic să știți cu privire la solidaritatea sistemului medical. Știți foarte bine că inclusiv atunci când au fost probleme cu unii medici care au avut anumite probleme care nu erau neapărat reale, nu a existat o reacție a corpului medical. Mă supără lipsa de solidaritate, mă supără acest individualism pe care mulți dintre noi îl avem și mă deranjează că nu înțelegem că toate vulnerabilitățile sistemului de sănătate publică, la un moment dat, te vor face vulnerabil pe tine individual. Uh, nu a existat niciun nenorocire din sistemul de sănătate din ultimii 30 de ani în care Ministerul Sănătății se iasă vinovat. Ministerul Sănătății întotdeauna a găsit vinovații în subordinea lui și ați văzut că s-a ajuns acum la uh, cazul de la Piatra Neamț o amărâtă de asistentă ar fi, ar fi lăsat aprins o candelă care a declanșat incendiu. Deci niciodată nu ne gândim că la un moment dat noi vom fi pasibili de a fi găsiți vinovați pentru că sistemul nu funcționează normal. Exact. Aici, cred că a, asta ar trebui colegii mei să înțeleagă dacă se uită la noi, că <laughs> lipsa de reacție și acceptarea unei, unui sistem care nu funcționează bine, pe tine te face vulnerabil. Ministerul Sănătății nu va fi uh, niciodată tras la răspundere, pacientul nu o să dea în judecată pe, nici pe Ministrul Sănătății și nici Ministerul ca instituție, te va da pe tine în judecată ca medic că nu ai reușit să-l tratezi corespunzător, de multe ori pentru că n-ai avut cu ce, n-ai avut infrastructura necesară sau ai avut anumite decalaje tehnologice de care ai fi avut nevoie pentru a putea să-l tratezi corespunzător. Da, asta e într-adevăr o mare problemă și eu nu înțeleg pur și simplu de ce asta nu se întâmplă. Adică de ce cu mici... Uh, am avut un uh, interviu tot luna asta cu profesorul Mircea Miclea, discutând cumva în oglindă aceleași uh -huh. probleme din uh, zona de, uh, de educație și uh, domnul Miclea spunea, domne, am așteptat 10 ani cu rateul ăsta numit România Educată, mi-am pierdut orice speranță că lucrurile se pot întâmpla uh, de sus în jos. Mm -hmm. Și atunci cred că dacă pornim de jos în sus, de la nivelul școlilor, de la nivelul comunităților, mm -hmm. de la nivelul primăriilor care să suplimenteze veniturile pentru profesori, de, la, de, de jos în sus, atunci vom putea uh, face ceva. Ceea ce eu, eu cred că e foarte periculos, pentru că la fel ca la educație și la sănătate ministerul poate spune, sau guvernul poate spune, bă, am înțeles că se, se, se descurcă oamenii. Așa e, dar să știți că de... Noi mai... nu mai trebuie să dăm bani. foarte greu pentru că de jos în sus de multe ori frânarea uhum. și filtrul politic nu te lasă să mergi. Eu tot timpul am, am plecat cu o idee. În orice poziție te duci, trebuie să ai două, trei obiective pe care ai vrea să le lași după. Uhum. când am devenit șef de secție am avut câteva planuri pe care le-am făcut și le-am am încercat și le-am dus la bun sfârșit și oricum dacă plec știu măcar că a rămas ceva același lucru ar trebui să facă și un ministru Ministrii, din păcate vin și încearcă să gestioneze printr-o cârpire a sistemului dar ar trebui să își nu știu, să stabilească două priorități și să se, nu știu, după ce ai plecat de acolo să știi că a rămas ceva care îți poartă amprenta și că ai făcut ceva mm -hmm. pentru respectiva zonă. Dar care se înscrie într-un fel într-o politică generală Absolut. trasată în timp. Că dacă n-am o viziune despre cum vreau să arate sistemul ăsta în timp și ce, ce probleme adresează și rezolvă, da. atunci... Nu știu, domnule Pătraru, n-ați văzut discursurile inaugurale ale ministrilor. De obicei da. vin și ne spun ce-au făcut răuia de dinaintea lor. <laughs> adică noi nu punem un ministru ca să constate că el a făcut rău dinaintea lui, eu mă aștept să vină să-mi spună ce vrea el să facă bine și când șterg nimeni mandatul să vedem cât a făcut bine din ce a făcut. Este deja jenant, vă spun sincer, este jenant să aud greaua moștenire nu știu, au trecut 30 de ani. Câți ani să treacă? 200? Că în, continuare avem o grea moștenire de la guvernele post-decembriste. Dar chiar nu s-a terminat grea moștenire? Nu, nu, mai merge. Discursul ăsta populist nu mai are niciun fel de, niciun fel de susținere. Nu putem să spunem acum că grea moștenire de la guvernele de după Revoluție. S-a terminat. E clar că grea moștenire este pentru că nimeni nu a făcut ce trebuia nici în perioada recentă. Și încă o dată, vreau să aud programe ale miniștrilor care să-mi spună ce vor să facă și când termină mandatul să vină să ne spună cât au făcut, din ce au vrut să facă. Pentru că altfel nu o să evoluăm. Vom rămâne în aceeași zonă a constatării. Ministerul Sănătății constată. Este un agent constatator. Mm -hmm. Am constatat că nu avem aviz la incendiu la, la, la colectiv. Am aflat că nu avem instalațiile electrice la nu știu ce, spital. Dar am aflat după ce ar spitalul. Hai să încercăm să aflăm înainte să arde spitalul. Hai să încercăm să preîntâmpinăm toate aceste lucruri. Pentru că altfel, dacă doar o să constatăm această activitate pompieristică. Nu e, ea nu duce la evoluție, duce doar la o stagnare în această, în această zonă unde orice se poate întâmpla în orice moment. Bun. Revenind acum, am ajuns la final și um, um, vreau să vă aduc în atenție un autor. Uh, Johan Hari se numește, a fost de curând și la, uh, la noi la, la Cluj, la The Inner. Și noi l-am uh, recomandat la, la podcastul Vocea Nației. Uh, el are o carte care n-a fost încă uh, tradusă. Eu o să vă uh, uh, dăruiesc o carte care s-a tradus la noi uh, și uh, care se numește... O să rog pe să... A, așa. Care se numește Legături pierdute, cauze reale ale depresiei și soluții surprinzătoare și una dintre soluțiile lui Hari, că de-aia vă și recomand și vreau să uh, îmi și spuneți dacă sunteți de acord, este că ar trebui la persoanele care uh, au astfel de probleme să umblăm la mediu, că mediu e, e foarte, foarte important. Uh -huh. Noi de obicei mergem și spunem că se întâmplă ceva în capul persoanei respective, că persoana respectivă... Are ceva stricat. Mm -hmm. E, e stricat într-un fel și ea trebuie reparată. Fie cu pastile, fie mm -hmm. cu intervenții care țin de individul respectiv. Mm -hmm. Harry vine și spune foarte interesant, în opinia mea, când ai o floare care începe să se ofilească, nu presupui că are ceva ea. Floarea. Presupui că nu are apă, mm -hmm. corect? Da. Și te duci și pui apă. Presupui că nu are suficientă lumină, că măcar atât ai reținut de la botanică, fotosinteză, mm -hmm. și, mm -hmm. da? uh, și... Și o muți. Presupui că pământul ăla poate nu e, nu e ok și atunci îi schimbi pământul, te duci, cumperi un uh, 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 sac de ăsta de, de pământ mai bun și fertilizator și îi pui acolo. Adică acționezi asupra mediului mm -hmm. în jurul plantei respective. Și abia apoi, dacă planta tot moare după toate schimbările pe care le-ai făcut în mediul ei, atunci, ok, uh, dar tu ai făcut tot ce a ținut de tine pentru uh -huh. a, a schimba mediul. Eh, el spune, așa trebuie să se întâmple și, și cu uh -huh. oamenii. Uh, 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 să umblăm la mediu. Și pentru că foarte mulți uh, români au această dependență de alcool și foarte mulți din jurul lor suferă, mm -hmm. aș vrea să le spuneți ceva acolo, la final, celor care constituie mediul mm -hmm. celor care suferă de, de dependență de alcool și okay. de alte substanțe. Da, în primul rând, ce ați spus mai devreme e foarte interesant legat de voință. Toată lumea îi acuză. Nu ai voință să nu bei, nu ai voință te lași prada alcoolului. Nu asta e atitudinea. Atitudinea, omul, omul dependent nu are cum să se ajute singur. Pentru că e dependent. Simte o, o atracție imposibil de oprit către substanța respectivă. E clar că doar noi din jur îl putem ajuta. Și îl putem ajuta, în primul rând, emoțional. Adicția, din punctul meu de vedere, dincolo de problema fizică ce se instalează când o ai, adicția este o problemă emoțională. Oamenii devin dependenți de aceste substanțe pentru că le oferă o scăpare de sub o problemă psihoemoțională. Se apucă de substanțele respective pentru că nu pot să-și gestioneze singuri acea problemă. Și atunci evadează în această zonă ireală și cred că substanța le rezolvă problema. Deci primul lucru este să încercăm să îi susținem emoțional. În al doilea rând, încercăm să încercăm să-i ducem către medici pentru a începe programele de dezintoxicare, programele de dezalcoolizare, zona asta de, de reabilitare psihologică trebuie să fie susținută, decât să-l acuzăm, mai bine mergem cu el și-l ducem după amiaza la psiholog și ne asigurăm că merge la psiholog, încercăm să îi oferim confortul emoțional. Nu e ușor nici pentru el să fie cu sevraj, nu e ușor nici pentru el să fie irascibil. Dacă și noi ne vom comporta în oglindă, nu facem decât să îl izolăm și să-l lăsăm pe el cu propria lui slăbiciune. Pentru că, vedeți, dacă discutăm de... Două, sunt două slăbiciuni. Cea care te împinge la adicție, pentru că nu reușești emoțional să te, să te înțelegi pe tine. Și a doua este slăbiciunea adicției. Îl lăsăm uh, pradă unei zone de unde nu mai poate ieși. Intră în iadul propriilor lui slăbiciuni și de acolo nu o să mai iasă niciodată. Deci va trebui clar anturajul să schimbe. Iar anturajul este de fapt mediul de care vorbește Harry în cartea respectivă. Anturajul este cel care pe de o parte te poate duce în zona adicției sau te poate scoate din zona adicției. Noi trebuie să încercăm să fim anturajul care reușim să-l scoatem din zona respectivă. Harry spune, în, uh, uh, are, atinge și în cartea asta, dar în cartea Chasing the Scream, mm -hmm. care nu este încă uh, tradusă la noi, el spune așa, foarte frumos, și asta uh, vă mai citesc, opusul dependenței nu este abstinența. Opusul dependenței este conexiune. Corect. Corect. Uh, și să știți că aici cu conexiunea discutăm iarăși, eu cred că adicțiile au crescut foarte mult pentru că oamenii nu mai sunt conectați. Iar e un paradox. Suntem în cea mai tehnologizată eră, dar noi suferim de singurătate. De singurătate. Uh, noi nu mai comunicăm. și comunicarea este una a emoțională. Nu comunicăm emoțional. Uh, uh, faptul că scriem mesaje este o dezumanizare, este o, de, uh, de, de, uh, e o pierdere a senzației și a emoției pe care o trăim între oameni. E deja, cred că repetată, ideea faptului că oamenii ies la masă și stau pe telefoane, fiind la 30 de centimetri unii de ceilalți. Este absolut halucinant să vezi tineri care merg pe stradă și, în loc să se uite, să vadă ce e în jurul lor, stau cu ochii în telefon și scriu în timp ce sunt pe stradă. Adică, acest tip de transfer într-o zonă robotică, nu face decât să ne izoleze cât mai mult. Iar dependența vine tocmai pentru că omul nu mai are emoție. Ce vrei să obții cu dependența? Emoție. Emoție pe care ai pierdut-o pentru că nu te mai bucuri de um, mediul din jurul tău, nu te mai bucuri de oameni, nu te mai bucuri de socializare, ești singur cu telefonul, ești singur cu laptopul, și ca să obții emoția, crezi că dacă o să bei alcool și o să intri în starea de euforie, ai obținut o emoție. Sau dacă consumi amfetamină, o să ți se pară foarte interesantă senzația. Dar, de fapt, cred că trebuie să ne întoarcem la ce reprezintă fundamentul speciei umane. Specia umană este clădită pe un fundament al iubirii. Dacă nu simți iubirea dintre oameni, și nu vorbim de iubirea sexuală, vorbim de iubirea dintre oameni, de sentimentul ăla de, de... Cu sens, de... A da, da, da. Asta, aici da. e problema. Dacă nu ne vom întoarce să ne bucurăm unul de prezența celuilalt, să ne creeze emoție când vorbim cu persoana respectivă, când, nu știu, cântăm cu persoana respectivă, degeaba stăm în fața unui unei aplicații la televizor. Am mai văzut, este halucinant să vezi tineri care fac sport cu o aplicație. Dar ieșiți pe stradă, ieșiți pe terenul de fotbal fizic și faceți aplicația. Nu trebuie să jucați... Tenis cu aplicație. Ieșiți și jucați tenis pe câmp. Asta este, cred că, ceea ce tehnologia, din păcate, ne-a adus un mare prejudiciu. Au început să apară la urgențe, asta ultima chestie, așa de culoare, oameni care să aibă nevoie de o intervenție, că nu mai pot cu telefonul? Nu, n-am avut astfel de pacienți, dar am avut pacienți care au venit la spital cu tentative de sinucidere pentru că erau dependenți de jocuri de noroc. Pacienți care aveau dependențe consumatoare de bani și atunci, la un moment dat, recurgeau la, la tentativă de sinucidere pentru că nu mai puteau gestiona această dependență, o simțeau ca o învingere și considerau că singura soluție este finalizarea prin sinucidere, ceea ce este iarăși un lucru foarte trist. Face creierul diferențe între. Eu am citit, de pildă, la în incognito și în creierul povestea noastră, cărțile lui Eagleman mm -hmm. traduse și la noi, că creierul nu face exact diferență între dependențele astea bunerele ai o dependență. Mm -hmm. Cum, nu știu, mi-am dezvoltat eu dependența de a face sport în mm -hmm. fiecare zi. Și am exact același sevraj. Mm -hmm. nu, dacă nu a observa nevastă mea la mine, mm -hmm. care îmi spune că mi-am creat această infrastructură, am mm -hmm. și teren de sport acasă, mm -hmm. și sală în casă. Mm -hmm. Și nevasta mea zice, du-te, trage de fiarele alea, te rog, jumătate de oră și vorbim după. Mm -hmm. Ăla-i semnul că eu sunt foarte agitat, că în ziua respectivă n-am apucat mm -hmm. să, să, să fac mișcare. Așa este. Se creează, pentru că se eliberează niște, niște hormoni de efort, da, de stres și așa mai și departe. Da, da. E, ace unii din ei vă dau starea aia mm -hmm. de bine pe care o resimțim la nivelul creierului. Doar că, vedeți, eu cred că niciun lucru nu trebuie dus la extrem. Am mai avut pacienți care, dependenți fiind de sport, Duceau dincolo de limita fiziologică și de limita tolerabilă a organismului lor sportul și au ajuns cu probleme. Am avut pacienți care au avut nevoie de monitorizare cardiologică după ce au exagerat. Deci, cred că nicio exagerare nu este benefică în niciun sens și cu niciun fel de obicei. Fiecare lucru trebuie făcut proporțional, trebuie făcut individual, trebuie făcut în funcție de propria noastră persoană, personalitate. Dacă ducem lucrurile dincolo de limitele organismului, e clar că vom avea la un moment dat anumite complicații. Noi avem o și promit, e ultima, avem, o, avem această campanie împotriva jocurilor de noroc, împotriva caselor de pariuri care sunt peste tot. Ce, ce mesaj ați avea pentru cei care nu conștientizează că ei de fapt sunt dependenți de jocuri de noroc? Cum ar putea să o depisteze și cum ar putea să o trateze? Pentru că e foarte greu să spun. Eu am fost acolo, asta, asta aș vrea să spun, că am fost dependent de jocuri de noroc și n-am mai pariat după un moment aha când cineva mi-a furat din buzunar, în anul 2003-2004, împrumutasem 700 de lei de la uh, cumnată mea până la salariu. Și aveam uh, 500 într-un buzunar, 200 într-un buzunar. Și eu am intrat să pariez 50 de lei, erau, cred că erau lei vechi atunci, și uh, cineva mi-a luat cei 500 de lei din uh -huh. buzunar. L-am alergat, nu, n-am -am prins, n-am. În momentul ăla am jurat, folosindu-mă de, această, de acest, că nu voi mai paria niciodată. A fost una dintre cele mai bune decizii, adică ăia 500 de lei au fost o investiție senzațională pe care am făcut-o. Dar nu-ți dai seama că ești dependent de pariuri. Mi-e greu aici, cred că un psiholog v-ar ajuta mai da, mult, dar cred da. că atunci când, nu știu, pariezi aproape tot ce câștigi într o lună, atunci când te împrumuți ca să pariezi, cred că deja ai o problemă de gestionare Cred că dacă nu reușești să îți mai întreții viața cu câștigurile și cu banii pe care îi câștigi pentru că îi dai la jocuri de noroc cu siguranță este o dependență și cu siguranță este un obicei nociv în momentul în care te împrumus cu camătă, am avut pacienți care tot așa au venit cu tentative de suicid pentru că îi urmăreau cămătarii. Deci în momentul în care faci astfel de gesturi, e clar că adicția este instalată. Faptul că, nu știu, te duci și pariezi odată ca să te distrezi cu prietenii, e un lucru. Sau te duci odată la casino, că te-ai dus undeva în Las Vegas și vrei mm. să experimentezi asta, nu e o problemă. În momentul în care acel lucru îți perturbă existența fundamental, e clar că ai o problemă de adicție. O carte pe care să o citim, două, trei, în vacanța asta? Ha, foarte greu. Atât de multe cărți au apărut în ultimul timp. Mm -hmm. În vacanță citesc cărți ușoare, pentru că mi se pare că te deconectează. Surprinzător, cu toate că le-am citit de mai multe ori, vara îmi place, cred că s-a creat din copilărie, tinerețe, acest obicei, citesc Agata Cristi. Agata Cristi pentru că folosește foarte multe substanțe chimice în diferitele ei crime și îmi place foarte mult să mă întorc în perioada anilor respectiv, 1950 40 când a scris cărțile, pentru că surprinde și contextul social. Și uh, pe plaje de obicei uh, citesc Agata Cristi. Uh, Agata Cristi, surprinzător. Uh, are legătură cu domeniul medical. Ea înainte să fie scriitoare de romane polițiste, a fost infirmieră într-un spital în Marea Britanie și când s-a apucat să scrie romanele, evident că a folosit experiența ei medicală și multe din ele sunt legate de toxicologie și chestia asta mă delectează. Ceva ce oamenii pot citi pentru zona asta de dependențe. De pildă, noi l-am recomandat, am făcut și podcasturi, l-am recomandat pe Ellen Carr, mm -hmm. cu Sfârșit fumător și mai are încă una pe... Sunt foarte multe cărți motivaționale, acum Așa. scrise de psihologi, mm -hmm. psihoterapeuți. Mm -hmm. Cred că oricare din ele poate fi utilă pentru că oamenii ăștia încearcă să-ți arate, dincolo de filozofie, majoritatea cărților motivaționale au și pași simpli pe care ar trebui să-i urmezi. Mm -hmm. Și chestia asta mi se pare importantă și cred că putem recurge la oricare psihoterapeut care a scris cărți în zona de adicții. Însă, să știți că chiar, că, chiar dacă nu suntem foarte religioși, uneori citesc și chiar și recomand să citim învățăturile Sfinților Părinți. De ce spun asta? Pentru că de foarte multe ori oamenii ăștia, în momentele lor de spovedanie cu atât de mulți oameni, capătă o experiență socială foarte importantă și pot să vină și să îți ofere niște explicații foarte pertinente care le-au sesizat la un grup populațional că uh, adicțiile, de multe ori, oamenii ajung și la preot cu ele, pentru că ei cred că e o problemă de păcat. Și atunci zona asta a uh, religiei îți poate oferi niște mici ghidaje, însă cred că trebuie uh, să fim atenți să nu cădem, că și aici e o problemă. Am mai avut pacienți care au căzut în uh, cealaltă extremă a habodniciei și s-au culpabilizat foarte mult, au fost oameni care pur și simplu n-au mai scăpat de ideea sentimentului de vinovăție. Însă cred că acea urmă de moralitate și învățătură morală din e, zona religiei cred că poate fi extrasă și astăzi societatea are nevoie de un strop de moralitate. Pentru că adicția devine din ce în ce mai frecventă pentru că noi am diluat conceptele de moralitate. Știți ce îmi spun părinții astăzi? Să bea și să fumeze țigări normale, măcar să nu se drogheze. Deci, faptul că am diluat progresiv ce înseamnă acceptare și ce nu ar trebui să acceptăm, a dus la o acceptare mai ușoară a unor, a unor lucruri. Și aici cred că, întorcându-ne la religie, cred că religia aduce acea moralitate de care am avea nevoie pentru ca să menținem un echilibru în această societate modernă. Chiar dacă Iisus a făcut apa în vin, și când merge la biserică să dă vin cu linguriță, nu? Da, corect, da. Ok. Bine, mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc. Asta a fost. Uh, sper să aveți măcar întrebări, dacă nu multe răspunsuri, după acest dialog. Și vă rog să scrieți experiențele voastre cu dependența de alcool în comentarii. Cum ați. Reușiți să scăpați, dacă ați scăpat, cum v-ați dat seama că sunteți dependenți, dacă v-ați dat seama, dacă știți de, de alte asemenea cazuri, lucruri care să ne ajute să învățăm împreună, care, nu știu, să-i ajute pe alții să-și dea seama dacă suferă de o astfel de, de dependență. Vă recomand de asemenea să. Urmăriți și ediția noastră specială despre efectele alcoolului asupra sănătății, o găsiți în descrierea acestui clip. Și nu uitați că fără voi n-am fi, că învățăm aici împreună, iată, inclusiv despre cum să depistăm și să ne tratăm dependențele. După cum știți, am pornit campanii, sună pretențios așa, sună mare, nu, niște campanii la nivelul nostru mic, împotriva jocurilor de noroc, împotriva pariurilor sportive, împotriva consumului de alcool, de țigări, de droguri, împotriva reclamelor care promovează aceste obiceiuri ca fiind ok, sănătoase. Și le vrem adevărate campanii de informare prin care ne dorim ca voi, să luați decizii în cunoștință de cauză. Vă mulțumim pentru sprijin, contează orice like, orice share, orice vorbă bună pe care o dați mai departe despre noi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți și care încep cu urmăresc produsele voastre de nu știu câți ani, mi-ați schimbat viața. viața. Contează foarte mult și contează, desigur, donațiile pe care le faceți pentru redacția Starea Nației, intrând pe starea sau pe uh, platforma Patreon sau activând un uh, abonament plătit pe canalul de YouTube Starea Nației Oficial. Aproximativ 10.000 dintre voi fac asta și lor trebuie să le mulțumim pentru că, în primul rând, ei fac posibilă această fabrică. Starea Nației, pe care, iată, am putut, având această susținere extraordinară, să o scoatem de la TV și să mergem în continuare cu ea. Pentru o cafea de specialitate proaspăt prăjită, chiar la noi, la, la fabrică, un ceai organic de excepție, vă invit pe starenației.ro slash magazin. Și când sunteți prin zonă, vă aștept la Cafeneaua Nației din Ploiești. Să vă fie bine, iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine, și celor din jur.